Apostolul Iacov vorbește bisericii și le spune în felul următor. Dar limba, niciun om, nu o poate îmblânzi. Este un rău de nestăpânit, plin de o travă mortală. Cu ea binecuvântăm pe Dumnezeu, adică pe Tatăl, și cu ea blestemăm pe oameni care sunt făcuți după semnarea lui Dumnezeu. Din aceeași gură iese și binecuvântarea și blestemul. Frații mei, aceasta nu ar trebui să fie astfel. Vreau să vă spun o mică istoriu, istorioară care m-a ajutat oarecum să sedimentez acest pasaj. Ieri, dintr-o anumită conjunctură, am vizitat catedrala din Canterbury. Dacă nu ați făcut-o, vă rog, luați-vă o zi din viața dumneavoastră, mergeți să vedeți această catedrală. Impresionantă! Te lasă cu gura căscată, stai respirația prin frumusețea ei, prin tot ceea ce înseamnă ea. Acolo veți găsi regi și arhebișopi îngropați. Vreau să vă spun despre unul cel mai celebru arhebișop care este îngropat în această catedrală, este Jonathan Beckett. Vreau să vă spun că este foarte interesantă istoria lui și veți vedea ce rol are, ce legătură are cu pasajul pe care vi l-am citit. Acest om, înainte să devină arhebișop, a fost foarte bun prieten cu regele Angliei Henry al II-lea. Înainte de a fi arhebishop, acest om Becket lucra la curtea regelui și erau foarte buni prieteni. Erau cunoscuți ca fiind atât de prieteni încât făceau petreceri împreună, uh, duceau un stil de viață un pic mai lumesc. Omul acesta, arhebishopul acesta Becket, era un om învățat și la un moment dat, din cauza că arhebishopul catedralei uh, a murit, a fost numit acest Becket. În momentul în care a fost numit arhebishop al catedralei, a început să ia viața de credință foarte în serios. N-am mai mers la partiuri, n-am mai mers la petreceri la împreună cu regele. Au ajuns să aibă un conflict peste ani, atât de serios încât acest becket a trebuit să plece în exil șase ani în Franța. Când s-a întors înapoi, oamenii l-au primit cu foarte mare fast, iar regele nu i-a plăcut lucrul acesta. Într-o zi au ajuns la un conflict atât de mare între ei încât regele Harry a spus așa. Cine mă va scăpa de, regel, de preotul ăsta care mă tulbură? În momentul acela, patru dintre cavalerii săi au plecat de la Londra în Canterbury, l-au găsit pe acest arhiepiscop în catedrală și l-au omorât. Istoria spune că l-au lovit în cap cu sabia și creierii i s-au împrăștiat pe jos, Istoria nu știe, nu avem siguranța dacă ce a spus omul acesta a fost o comandă sau doar o supărare. După ce l-au mormântat pe arhiepiscopul Beckett în catedrală, acest King Henry al ii a venit la la mormântul prietenului său și a spus cu gura lui că niciodată nu ar fi vrut să spună cuvintele acestea. Atât era de apăsat încât i-au lăsat pe ceilalți călugări de acolo din catedrală să-l biciuiască, ca în semn de părere de rău. Mi-a tras atât de mult atenție această întâmplare, știți de ce? Pentru că ceea ce spui dumneata și ceea ce spun eu cu gura, s-ar putea să aducă viață sau moarte. Apostolul Iacov, și pentru asta vreau să ne rugăm, îi învață pe cei din biserică și le aduce înainte. Nu puteți binecuvânta pe Dumnezeu cu limba și să bestrimați pe frați. Să vorbiți de rău pe frați, să spuneți cuvinte urâte despre frați, cum vreți dumneavoastră. Omul acesta știu sigur din istorie că a regretat ceea ce a spus. S-ar putea ca în momentul acesta să regreți, poate, cuvinte pe care le-ai spus despre frați. Apostolul Iacov spune clar, fraților, între voi să nu fie astfel. Trebuie să existe o diferență și el folosește acest exemplu al dintr-un izvor nu poate și și apă dulce și apă amară. Dacă ești copilul lui Dumnezeu, dacă aparții lui Dumnezeu, dacă aparții lui Dumnezeu, se va vedea în modul în care vorbesc. Aș vrea să, ca această rugăciune pe care o vom face în continuare, să-L lăsăm pe Dumnezeu, pe Duhul Său ce Sfânt, să ia controlul vorbelor noastre. Acest modular mic care poate aprinde o mare pădure, acest modular mic care poate struni, poate da direcție unei mari corăbii. Nu vreau să înțelegeți foarte bine despre ce este vorba ar trebui să ne schimbăm modul în care vorbim. Unul dintre lucrurile pe care le văd cel mai mult în lumea în care trăiesc este că ne place să-i apostrofăm pe oameni, să râdem, să ne folosim limba ca să-i jignim pe oameni. Puțini sunt care încurajează, puțini sunt care ridică, puțini sunt care folosesc limba așa cum vrea Dumnezeu. Avem o mare putere în noi și aceea care vine prin cuvinte. Dumnezeu să ne ia limba în control. Aș vrea, că, aș vrea să vă ridicați în picioare și rugăciunea pe care o vom face, aș vrea să fie specific pentru motivul acesta. Doamne, ia control limba noastră, ia în controlul tău. Fie ca ceea ce vorbim să fie după placul lui Dumnezeu. Haideți să ne rugăm.